pandemia a fost din nou ocolită de arhiepiscopul Tomisului. Slujba de bobotează din portul Tomis a strâns mii de enoriași și cu greu au putut fi ținut sub control de forțele de ordine. Avem în teren aproximativ 15 echipe de dialog care intră printre enoriași și îi roagă să păstreze distanța fizică aproximativ de 1,5 metri, exact cum prevede legea. De la prevederile legale până la practică a fost cale lungă. Majoritatea credincioșilor stăteau umăr la umăr. Credința a fost mai presus de noul coronavirus. Nu mi-este frică pentru că sunt cu Dumnezeu, mă spovedesc, mă împărtășesc, Sfânta Împărtășeane nu îmbolnăvește pe nimeni. În casa Domnului nimeni nu se îmbolnăvește. Dacă are credință... Vă este teamă? Nu, deloc. Nu ne îmbolnăvim în biserică, nu ne-am îmbolnăvit. Întotdeauna am fost așa, niciodată nu s-a îmbolnăvit nimeni. Iar unii fie nu purtau mască, fie o țineau sub nas sau bărbie. Nu port și prefer să iau amendă decât să port o batistă la gură, o hârtie. De ce nu aveți mască? Pentru că am fular. Cine are credință va avea și împlinirea ca boala să nu-l mai bântuie. La sfârșitul slujbei, noul coronavirus a fost complet ignorat. Oamenii s-au îmbulzit ca și cum n-ar exista pandemia, la fel ca în anii trecuți. Majoritatea au luat aghiazmă și pentru rude sau prieteni. Iar cei care nu au reușit să ajungă în fața gardurilor, i-au scos la înaintare pe cei mici. Câte sticle ați luat? 4. Pentru cine? Pentru părinți și bunici. Pentru cine ați luat aghiazmă? Pentru noi! Înainte de plecare, înalt preasfințitul Teodosie a făcut o adevărată baie de mulțime. Potrivit estimărilor oficiale, în portul Tomis s-au adunat în jur de 3.000 de credincioși. Imaginile însă au arătat un număr mult mai mare de oameni.